Doamnelor și domnilor, este duminică seara și începe show nou. Astăzi în emisiune, actrița și vloggerul Victoria Roșca. Fotbalistul Ion Jardan. Oaspetele muzical al serii este Gigi Tabarcea. Și omul care poate explica legătura dintre o casetă audio și un creion, Liviu Gulca. Bună seara, bună seara, ce dor mi-a fost! Mahagon Mila, vă salut, băieți și fete, bună seara! I-am arătat emisiunea mamei. Și eu, surore. Voi, băieți, cu ei ați arătat-o? Sau v-ați uitat numai voi la ea? Am înțeles. Haideți să trecem peste acest moment ușor penibil și să trecem la știri, că s-au întâmplat foarte multe într-o săptămână și să începem chiar acum. În Statele Unite, o capră a intrat în mașina unui polițist. Ador astfel de titluri. E foarte drăguț. Omul legii se afla în misiunea de livrare a unor documente oficiale, însă a uitat să închidă una dintre portiere și atunci s-a trezit cu un pasager nepoftit. Get out! Get out! Este interesant cu câtă convingere și câtă seriozitate capra își apără teritoriul proaspăt acaparat. Bine, punctul culminant a fost când aceeași căpriță și-a cerut foile înapoi. Ce trebuie să înțelegem noi de aici? Sunt niște reguli clare pe care trebuie să le desprindem. Nu lași portiera deschisă când ești în misiune? Sau nu livrezi documente oficiale dacă acestea nu au fost semnate de erbivori? Da. Mergem mai departe. Un bărbat în Turcia a fost amendat fiindcă vindea pepeni în portbagajul unui Lamborghini. Frumos, nu? Cetățeanul iranian este un influencer foarte cunoscut, iar amenda i-a fost dată deoarece și-a folosit vehiculul cu alte scopuri decât cele indicate în permisul de conducere. Eu sunt gata să răspund la întrebarea care o năzărit în ochii voștri, cât kila de harbuz? Corect. Sigur că da. 5 lire turcești, echivalentul 11 lei kilogramul. Dar între timp, noi strigăm prin mahala, cartofi ieftine, Lamborghini e secretul. Mașina scumpă, bolidul, portbagajul. Înțelegi? Totuși, eu cred că aici este nevoie de părerea altui, celui mai sincer moldovean, Vanea Auzeac de la Briceni. El cred că ar spune simplu, niște amatori. Interesant. Bun. Cartea recordurilor Guinness, în pandemie a avut de lucru, a înregistrat alte performanțe, precum următoarele. Cea mai lungă balansare a unui cărucior pe bărbie. Wow. Uite așa, cea mai multă pastă de ciocolată mâncată cu degetul. Asta este foarte grea. Cele mai multe role de hârtie igienică balansate pe cap. Și desigur, asta pe care o așteptam noi cu toții, noi încă vorbeam aici în culise, cel mai lung timp de jonglerie a unei mingi de ping-pong pe mânerul unei palete, timp de un minut. Este mare concentrare aici, așa că este foarte greu. Totuși, e ciudat cum noi n-am apărut în pandemie cu recordurile noastre, că noi tot le-am avut. Mie cel puțin două îmi vin. Care? Cel mai mult pavaj încărcat în portbagaj. Ah, da, da, da. Și, de ce nu, cea mai mare masă de sărbătoare cu cel mai puțin număr de invitați. D'acord, d'acord. Ați cerut și știri cu supereroi. Știu că ați cerut, așa că vă spun chiar acum. Filmările Batman au fost oprite după ce eroul central jucat de Robert Pattinson a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Se vede, are cearcăne mari. Da, sunt primele simptome când Batman are de luptat contra unei boli. În fine, eu nu înțeleg cum Robert Pattinson a putut să se infecteze, mai ales că vampirii știu cât de importantă este autoizolarea. Ok, așteptăm gluma să treacă. De aici putem deduce trei idei esențiale. 1.
virusul este periculos chiar și pentru ființe cu puteri supranaturale? 2. Nici, interesant, zic 2, dar arăt 4, știi? Bun, nici Batman încă nu a descoperit vaccinul anticoronavirus. Și 3, asta și-a dat seama tot poporul, ce iese din liliac, Batman prinde. Mai așteptăm declarațiile lui Făt Frumos, dar până atunci începem emisiunea. Acum să discutăm despre evenimentele importante din această toamnă. Desigur, unul dintre ele este lansarea emisiunii noastre. Vlad! Mersi frumos, prietene! Dar cum se întâmplă pe la noi, o noutate bună niciodată nu vine de una singură. Și când credeam noi că viața ne este mai dragă și am prins tot publicul telespectator, Victoria Roșca și-a lansat serial. Și când te gândești, băi, dar ce nu-i mai ajunge acestei fete? Are o gloată de follower pe toate perețele și o știe toată lumea. Bine, noi nu suntem hateri, nu suntem invidioși, dimpotrivă, admirăm și salutăm tot ce este nou și bun de urmărit. Serialul se numește Oamenii Zâmbărele și a fost difuzat marți pe 8 septembrie la un post de televiziune. Mai multe ne vor povesti actrița Victoria Roșca și producătorul Ana Antir. Ei bine, bună seara! Bine ați venit! Am găsit! Felicitări pe această cale! Am urmărit și eu! Foarte interesantă producție! Mulțumim! Un serial, aș spune eu, un început de episod, mai altfel, de altfel cât 10 trailere pentru fiecare personaj. A, da? Se înțeleg că fiecare își va desfășura povestea sa pe parcursul la toate episoadele. Da, dar este și un fir roșu cap-coadă, dar îți dai seama că nu poate un film foarte bun să fie doar pe un fir roșu, așa că sunt și scene paralele, situații care, pe lângă rolul central, umple ele cu doza lor de frumos și de umor. Aha. Serialul. Ambele ați fost scenariste la acest serial. Sunteți și colegi de facultate, de câte am înțeles. Da, am fost. Erați prietene în facultate? Nu prea. Dar nu puteai să fii la Catedra Regie prietenă. Aceasta de ce era fost la Catedra Regie? Regie nu putea să fie prietenie. Dar am fost colegi foarte bune. Am făcut multe studii împreună. Uh-huh. Și am lucrat împreună. Greu? Ușoară munca asta? Este totuși prima experiență. Grea. Nu pot să zic că a fost ușor, dar nici nu a fost foarte greu. A fost plăcut. Pentru Ana nu, pentru mine da. De ce? Pentru că a fost greu. Toată lumea, nu știu, dar eu personal, nu știu, am fost foarte, să zic așa, destul de stresată pe toată perioada. A fost prima mea experiență, plus că, nu știu, cam știam partea bună și mai puțin bună a fiecăruia. Eu știam fiecare din colegii mei unde își căpătează un pic și să nu... Și a fost greu. Pentru mine a fost foarte complicat, dacă sincer. La sfârșitul episodului sunt aduse o sumedenie de mulțumiri. Scris o grămadă. Foarte mulți oameni menționat acolo, mai mulți decât probabil oamenii implicați în procesul propriu zis. Eu mi-am creat o concluzie pentru mine. Acest serial este necesar și oamenii vor astfel de producții. Voi tot așa v-ați gândit? Da, suntem siguri de asta. Și noi le-am dat posibilitatea oamenilor să contribuie și să fie și ei o parte din acest serial. Hai să vorbim așa mai... Dar când v-ați dat seama că nu vă ajung bani? De la început. Bani tot timpul nu ajung. Așa. V-a salvat contribuția asta singur, totalmente. Singur, foarte mult. Și susținerea care a venit împreună cu această contribuție, cuvintele călduroase, la fel ne-a ajutat foarte mult. Ce mai are satul și noi nu știm să... că și nu i-a arătat la televizor? Oi, câte nu știm încă noi. Serios? Serios. De exemplu? Serios. Nu știu, eu întotdeauna
prindeam în tot ce se întâmplă în ultima perioadă că ușor, ușor lumea încearcă să denigreze persoanele din sate, da? Să zic așa. Să aibă părere proastă despre ele, să mai zicem. Da, așa. Și dacă observați prin toate sketch-urile tot ce ai menționat și este așa, întotdeauna oamenii au tendința asta să compare, să nu știu ce. Și eu întotdeauna am zis și am să zic că oamenii care vin de acolo, nu știu de ce îi găsesc eu, mai motivați, mai blânzi, mai buni, mai primitori, să zic așa. Pentru că, nu știu, mergea în ultima perioadă tendința asta că oamenii se facă împărțirea între... Și am vrut să aducem partea bună, știi? Partea bună, pentru că până la urmă pădure fără uscături nu există. Voi ați inclus în lista de filme, cel puțin în primul episod ce am prins eu, sătenii. Ei au avut nevoie de o școlire din asta expromptă ca să cum să dea bine la cadru. Nu. Ana. Nu au avut nevoie de școlire, ei au fost așa cum sunt și sunt perfect. Acea scenă când vine Neica și îi explică doamnei la fântână unde mai este o pată. Da, de fapt ea era planificată ca o scenă, să zic așa, mută. Știam o eu. Acțiune pe muzică unde, da, unde o doamnă dă cu vară o fântână. Mm-hmm. Dar ei au început să joace și s-a primit foarte bine. Sigur. Și totuși ce au ales? Că n-am mai prins săneală sau var simplu? Mai bălan. Mai bălan? Ah, mai... Ca la mama acasă. Deci toate personajele din, din canalul Zâmbărele, pe care le cunoașteți, bineînțeles, cei care ne urmăresc, vin în jurul la o linie roșie. Zic pentru cei care nu au prins serialul. Este acel Leonid, sau Leo, cum îl dezmierdați, pearjă, regizor prin vocație. Da. Vocația a venit undeva la muncă peste hotare. Așa, primul episod eu l-am povestit aproape tot. Nu, el era un artist deja, da. Dar cumva și-a lăsat visele într-o parte și acum a revenit cumva la el. Da, dar vrea să facă horror la țară. Da, și acum nu poți? Nu știu. Poți. Poți? Da. Ideea principală, cum am înțeles, că fiecare din sătenii crede că va face film despre el. Da. Fiecare episod să înțeleg că va fi cu dezamăgirea fiecărui sătean personaj? Întrebare retorică. Ana? Nu să zice. Nu, n-am să vă spun. O sumedenie de întrebări vin și din partea telespectatorilor noștri. Victoria. Jason Statham sau Burak Özçivit? Amândoi, măi. Eu nu știu de ce mai multe dintre postările tale sunt adresate acestui domn. Da. Da, inclusiv ultima. Inclusiv. Eu am citit-o. Da. Este multă pasiune acolo, dar cred că nu este suficient de convergătoare când este scrisă. A, tu vrei să o citesc, da? Eu cred că dacă acum vom profita de ocazie, la primul late night din Republica Moldova, să privești acolo, să-ți punem un fundal de instrument dudu, așa cum tu ai scris acolo. Dudu să sau duduc? Acea... Cum e corect? Ce? Dudu sau duduc? Duduc. 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 Ea știe. Așa. Și, te rog frumos, adresarea către Burak. Maestre, te rog, muzica. Da, doamne, chiar e din film când cu asta. Da, Burak. Da, nu numai tu poți să fii în filme. De azi și eu. Mă ierți, dar nu mai pot fi a ta. M-am zdezdănit. Plângi, lacrimile ajută să-ți descarci sufletul. Am plâns și eu la vremea mea. Dar roata întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, se întoarce. A mea s-a întors. Merge cu osea unsă. Mulțumesc că n-ai crezut în mine. Și să știi că invidia omoară. Adio în această toamnă cu aromă de gutuie. Adio. Scriu și plâng. Fix ca căprioara. Iartă-mă. Victoria Roșca, doamnelor și domnilor, Ana Antir. La Show Now în această seară le mulțumim frumos, iar voi nu uitați, în fiecare marți și duminică urmăriți serialul Zâmbărele. Între timp, stați aproape de noi! În caz că nu știați, suntem în Liga Națiunilor, așa că hai Moldova,
Hai că se poate. O remiză cu Kosovo și o înfrângere cu Slovenia încă nu înseamnă nimic. Nici măcar un vag motiv de înjurătură, mai ales că echipa națională știe bătaie că a mai luat, în special de pe Facebook de la internauți. Așa noi știm să susținem. Ce să facem? Dar totuși trebuie să recunoaștem că fotbalul moldovenesc are ceva eroic în el. Ceva romantic. E aproape ca în scrisoarea a treia. Adică, n-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid. Mai scapă așa niște goluri din când în când, dar nu se înfiorează de a ta faimă Liga Națiunilor. Totuși noi am mers să întrebăm oamenii ce îi lipsește fotbalului moldovenesc. Eu nu joc. Nu știu, eu nu urmăresc fotbalul. Dar noi avem fotbal în Moldova? Habar n-am. Entuziasm. Nu știu, lipsesc jucători, poate mai buni. Terenuri de joacă, stadioane. O verdeață pe stadion ca să poată băieți să joace un fotbal mai bun. Când privești meciurile naționale, îți pare parcă au venit în vacanță. Ce lipsește? Curaj, demnitate și, în primul rând, atitudine. Atitudine că cel împotriva cărui joci nu este mai presus decât tine. Ei pot juca, dar poate mai multă dorință, dar nu constă în... În bani ori în altceva. Eu mă socot cu dorință. De ei joc prin alte echipe, adică poate că legătura între, de joc între dânsi e mai slabă. Fizica la noi, practic, este bună la toți, dar puțin cu tehnica. Fanii trebuie mereu să susțină, adică nu după fiecare înfrângere, să-și bată joc de echipă. Da. Trebuie să fii competitiv și să-ți vezi de cercul nostru, de 11. Și să avem o mândrie un pic de... că nu suntem mai pe jos decât alții. Mingea e rotundă, cum se spune, și dacă încă să mai ai noroc, dar fără noroc e greu în viață, apoi cine știe. Iar toate ce le-am ascultat le vom da în jumătatea noastră de teren, ca acolo să ne întâmpine cel care știe să se apere cel mai bine. Doamnelor și domnilor, fundașul echipei naționale de fotbal și al clubului Petrocub Hâncești, sau cum îi mai spun haterii, omul din spatele succesului lui Gareth Bale, Ion Jardan. Foarte bună introducere. Așa-i? Printre altele, tricou am evoluat împotriva campionilor mondiale a Franței. Stop. Unde? În Paris sau aici la noi? În Paris. În Paris? Dar nu erați galben pe acolo? Lumea oricum nu se uită la fotbal. Ai grijă că unii se mai uită, Ioane. Unii se mai uită, așa că ai grijă. Mulțumesc frumos. Am spus, acesta este al doilea cadou care va merge în muzeul emisiunii Show Nou. Primul este acel coș cu cartofi venit de la, de la Criuleni, de acolo, de la Râșcova. Bine ai venit. Am o cunoștință care îmi spune, îmi dai și mie, te rog, în tricou, dar să nu scrie Jardan, să fie pur și simplu 15. Păi bine că ești autoironic. Uite, eu când m-am documentat despre tine, am intrat pe site-ul pieței de transferuri. Acolo scrie că valorezi, conform ultimului update din 21 decembrie 2019. Dumitru, te rog un suspans. Așa, valorezi, conform acelui update, 275.000 de euro. Și acum întrebarea, unde ții tu banii, Ion? Eu sunt de acord cu jumătate de sumă să mă las de fotbal, dacă cineva nu pierde. Dar cine stabilește acest prag de valoare? Nu știu, sunt mai mulți coeficienți, site-ul Transfermarkt, dacă greșesc. Ei calculează în baza unor algoritm, câte meciuri joci la selecționat, în ce cluburi ai fost, ce performanțe ai avut și astfel se creează o cifră, dar evident este mult prea mărită și
Eu de asta glumesc, că dacă îmi dați jumătate, eu mă las de fotbal. Am înțeles, ne-am lămurit. Tu azi nu trebuie să le iei toate pentru Național. Eu am făcut, am mers un pic așa... Am văzut intro foarte motivant pentru mine. Eu căutam ieșire pe spate. Băi, a fost aia cu Gareth Bale, dar am vrut să zic, omul din spatele succesului lui Gareth Bale. Eu sunt singurul moldovean care a dat un assist lui Gareth Bale. Dar totuși foarte am plăcut. Impresia... Fie că este vorba de schimbarea antrenorului, dar parcă ați început a juca mai bine. Parcă aveți mai multă îndrăzneală, nu știu cum. Sau poate e o simplă impresie? Conform statisticilor, practic pierdem la limită ultimele meciuri, chiar și am făcut un egal recent. Este o dinamică pozitivă. Încercăm să creștem de la meci la meci, să prestăm un fotbal mai bun, dar clar lucru mai este mult de muncit și sperăm în viitorul apropiat deja să bucurăm și suporterii cu rezultate cât mai bune. Dinamică, tendință, am impresia că vorbesc cu Ministerul Economiei și ne explică valoarea leului și fluctuațiile valutare. Încerc să fiu mai diplomat despre... Eu înțeleg că aici vine background-ul de om de afaceri care după ce închei cariera de fotbalist vine acolo să te salveze. Bun, hai să rămânem la Națională. Noi simpli telespectatori. Până oară eu, subsemnatul. Eu pariez câteodată cu fratele meu, dar acum asta rămâne între noi. Așa, când îmi spui că echipa Națională în ce minută, minutul 65 sau 70, încep să obosească și să alerge mai greu. Băi, de ce se întâmplă asta? Și în 89, ce e interesant, 89 când se anunță minutele de prelungire, voi începeți acolo, iese Alexei Coșelev, Canoier, se duce în partea aceea, mai sunt și loviturile cele de la colțul terenului și comentatorul și el, hai băieți, hai că se poate. Oricum, este, aș spune eu, o bună parte din fotbaliști joacă în campionatul inter. Campionatul inter fiind nivelul un pic mai scăzut decât în campionatul celelaltor țări europene. Uh-huh. Aici, când jucăm la nivel internațional, oricum nivelul este mult mai ridicat, totul este mai rapid și, desigur, apare și oboseala mai repede. Aha. Ar fi în minutul 60, 70, 80, probabil. Iarăși, probabil, părerea mea subiectivă este că din motivul că campionatul intern nu avem așa viteze, nu avem acest ritm și când trecem la un nivel internațional, nu facem față până la urmă. Sau obosim mai rapid. Tu ești gata să afli, așa vreau să întreb, ce cred oamenii din stradă, simpli, ocazionali, suporteri și mai puțin, despre tine, ca jucător, despre prestația ta. În mare parte îmi dau seama ce cred. Ok, regia, dar... vă rog frumos să ne includeți filmulețul. Ați auzit de Ion Jardin? Nu. Cum îți pare jocul lui Ion Jardin? Eu nu pot să vă spun. Nu pot să vă spun, nu-l urmăresc. Знакома игра Иона Жардана? Это что такое? Ион Жардан. Ion Jardin, Vyacheslav Kosmak sau Petru Racu? Petru Racu, nu știu cine. Eu sunt din Ghidighici, el cândva a jucat pentru Rapid Ghidighici, doar atunci l-am urmărit. Păi normal, băietul se joacă bine, eu s-o cot destul de bun jucător, adică ca fundaș, da. N-are fizicul ca pentru un fundaș. Nu e Vidici. Îi lipsește un nas spart, o duritate, probabil. Eu știu pe dânsul că când eram, jucam în mijlocaș centru, poate juca pe amdere în bandă și în centru, da. Pentru divizia națională, bun. Ce răspuns optimist. Mai bine decât mă așteptam, dacă sincer. M-a salvat două persoane care... Nu, dar mie îmi place că ești autoironic. Tu știi, în general. Tu faci glume și pe seama ta, dacă stau așa un pic să mă gândesc. Este o emisiune de divertisment, așa că încerc să mă adaptez contentului. Minunat. Noi vrem să schimbăm imaginea unui fundaș tipic din fotbal. În general, unui jucător de fotbal, cu atât mai mult de la Națională. Spre bine sau spre... Spre bine, spre să-i arătăm, rău. Anume calitățile muzicale. Pentru că și fotbalul este o operă și îți propun acum o provocare să cântăm la instrumente muzicale. Doamnelor și domnilor, în cele ce urmează va fi ceea ce americanii spun un challenge. Vom participa la concursul Ghici Melodia. Cei mai buni oameni s-au găsit în acest moment, fundașul echipei naționale de fotbal care știe ce este muzica fotbalului și un prezentator de emisiune Late Night care a amblat la școala muzicală doar cu salutul. Așa că, Ion, îți doresc succes. Maestro, maestro. Maestro Ion. Am înțeles. Da, maestro Ion. Pentru că ești tu oaspetele meu, am să-ți ofer ție posibilitatea. În acest bol ai denumirea piesei, în acest bol ai denumirea instrumentului. Deja poți să aleg. Încă nu. Îți explic regulamentul.
Bandul, Mahagon, știu toate cântecele de pe acest pământ și tu extragi melodia și ai 30 de secunde la dispoziție ca ei să-ți ghicească melodia. Ești gata? Da. Te rog, extragere. Liviu, nu chiar toate. Nu anunț... Nu anunț melodia. Aha. Instrumentul poți să spui care. Muzicuță. Oh, muzicuță. Ți-o pui frumușel pe după cap. Da, 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 da. Îmbrac-o pe cap. Da, da, așa? Da, sigur că da. Sau așa? Nu, invers. Ai pus-o bine. A, nu. Deci așa. Așa? Da. Cu fruntea aici? De să-ți arăt eu. Nu, ia stă foarte bine, uite așa. Hai, eu să... Eu am nevoie se de ajutor. Se ajustează, da? Nu, a, ia, uite așa. Așa, ia, am înțeles. O pui pe după cât, okay. Și uite așa. Mă obosească mâinile. Te rog. E clar ce ne-a făcut școala muzicală, da? Stai să văd cânticul. Cântecul. Mahagon, gata? Noi. Așa, regia, am de startul. Start. Serios? Stop! Răspunsul vostru? Nu măcar unul. Nu mai rezist. Amintirile mă chinuiesc. Lasă-o încolo, 1-0. Tot așa marcat și la națională. 0-0. Care 1-0? 3 sud-est, amintirile. Foarte frumoasă interpretare, maestre. Se vede experiența, bravo. 1-0, eu câștig, da? Nu câștigi nimic. Așa. Sau o să câștig. Așa, să vedem mie ce îmi pică. Ia, așa. Iau ce piesă. Asta e simplu. Liviu, nu m-a speriat, rog. Asta e mai simplu să nu cânti. Da. Bloc, flaut de baroc. Foarte serios instrument. Cred că este acesta. Nu e acesta. Muzicant din tine, Liviu. Acesta. Așa. Fiți atenți. Regia, am dat startul? Hai, Liviu. Acum ciocărlie. N-am, Linkin Park, of course. Cool. Shame on you, Chester, acum. Hai că e 1-1. Băi, ați înțeles-o că e Linkin Park? Așa, Macarritu, fraților. Băi, ați înțeles-o? Mersi frumos. Runda 2. Îmi place deja. Hai, înțeles-o și-am tăcut. Ok, ia ce aici? Știi piesa? Nu. Nu? Este o spun la urechi. Ok, este? Te rog. Clavieta. Asta cu clape. E ușor asta? La ea. Sufli și apeși pe clape. O clipă. Regia. Start. Okay. Where is love? Baby, don't hurt me. Oh, no. Hadaway, where is love? Da, Hadaway, where is love? Ați știut, nu? Baby, don't hurt me. Okay. Mai ales după ultimul acord, ăsta a da, fost 2-1, că ne ghicim mai unul altuia, da? Ok. Acuși o să vină mai simple. Probabil asta a fost. Chiar vă rog. Chiar vă rugăm, ok. Liviu, data viitoare o să fii tu în locul nostru, ok? Bine. Pe asta trebuie să o știți. Asta e simplu. E cea mai simplu. Cea mai simplu. Mai ales la trombon. Iar flaut.
Nici o șansă. Așa. Spui că ne începe. Nu, avem o problemă, el nu șuieră. Spui când începi, bine? Acest, e 2-2. Această expirație continuă a fost ce seară minunată de Ion Suruceanu. A, adică ai cântat la 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 la, da? N-am cântat, e adică normal. Adică ai șoptit. Eu zic să ne străduim fără instrument. Da. Da. Noi acum o să avem ori una, ori alta. Așa, încă două momente. Eu acum, da? 2-2. 2-2. Nu știu ce fel da? Scor merge acum, dar ok. Nu uita că ei sunt cei care trebuie să ghicească. De ce trebuie? Mai așa e proba. Așa, aparent e simplu. Sigur că da. Fiți atenți. Simplă. N-ai. Oh! Constantin Moscovici să ne judece. Așteaptă să-ți dau startul. Start! Aha. Mai încerc o dată. Stop. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Ia uite, simplu. Acum da. 3-2. Felicitări. Bun, cred că ne-a rămas, dar stai să vedem ce piesă voi cânta eu la trombon. Eu tare am vrut să încerc cântul la... Eu tot am vrut. Wow! E ușor. Sigur. Mie că nu-mi plac reacțiile tale. Nu-ți plac reacțiile mele? Hai să vă dau un indiciu. E rock. V-am ajutat foarte mult, nu? Ei, hai, ok, mai bine. Așa, stați o clipă, regia, nu porniți încă. Deci așa, îl țin așa și din partea asta, cred că așa. Mai ies. Ok, hai cu asta o să facem. Start! Ei știu cântecul. Știi, ei știu cântecul. Patches? Ce? It's a final count. Aproape. It's my life, it's now or never. Liviu. Bravo, Liviu. This ain't a song for... Ok. Sunt tare echipele. Sunt tare echipele, au jucat dur, au jucat la limită. La limită. La firul ierbii, așa cum se formulează, dar am făcut pressing și am obținut acel punct atât de necesar valoros, pentru echipa națională. 3-3, ne vedem în Liga Națiunilor. Mahagon a fost splendid, dați-le un rând de aplauze. Bravo! Bravo. Maestrul instrumentelor aerofone și prietenul secret al lui Gareth Bale, Ion Jardin. Și, desigur, deja cel care a cântat Bon Jovi atât de bine. Vă mulțumim, Ion, îți mulțumim frumos, mult mersi succes! Mersi pentru invitație. Mersi și pentru doresc, vă doresc multe emisiuni cât mai interesante. Eu deja prima ediție am urmărit-o, a doua nu știu dacă o să urmăresc, dar în continuare cu siguranță le urmăresc. Recomand, totuși mi-ai adus tricoul care ai jucat cu Franța, nu? Da. N-am jucat în galben, dar oricum. Mersi încă o dată. Rămâneți aproape!
Celui care urmează să vină nu-i lipsește nimic ca să devină celebru. Are talent, noutate și inteligență în vers. Să nu vă precipitați prea mult dacă limbajul său este ușor pitoresc și rustic, fiindcă așa creează Gigi. Ca și ceilalți de seama lui, el are o poveste de spus pentru cei care au urechi să-l asculte. Așa că, în această seară, în special pentru cei ce ne urmăresc de peste hotare, Gigi Tabarcea, acompaniat de Mahagon. Weekend plăcut și la revedere! De mic vroiam să ajung departe și am ajuns. De țară mă dispart din continent, un ocean și câteva state. Sacrament, acasă e zi, aici e noapte. Când mi-am făcut valiza, nu mi-am pus prea mult. 3 luni luasem viza. Am îmbrățișat-o și i-am spus, nu plânge mamă. Timpul trece repede, mă întorc la toamnă. Și-am plecat să-mi caut un destin mai fericit. Visul cel american pe care mulți l-am urmărit. Și nu știu cum la alții, dar la mine încă nu s-a împlinit. Și-am avut parte de tot, dar am vrut mai mult. Aici am luat-o de la început. Și n-aș spune că e rău, doar că ceva se întâmplă în interiorul meu. Frunză verde, iarbă deasă. Iartă-mă, maică, de mă aștepți acasă. Frunză gălgânită, iarbă-i cosită. Iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit cu eu. Iartă-mă, țară iubită. La părinți le spun că tot e bine. Tata nu plânge, dar câteodată nu-ți poate abține. În mașină dorul, nu și-o văzut deja de câțiva în feciorul. Și parcă mă simt acasă când mă pomenesc la vreun eveniment cultural moldovenesc. Ziua aceea pentru noi sărbătoare. Le mulțumesc la toți pentru organizare. Mulțumesc, atât de mult mi-am dorit. Și uite că s-o împlinit. Am ajuns unde visam să ajung cândva. Plaja asta cea mai renumită, Miami, Florida. Și chiar dacă e frumos și soare, eu stau trist și privesc în depărtare. Vreau să fim aici cu toții, să vadă pe viu părinții cum cresc nepoții. Frunză verde, iarbă deasă. Iartă-mă, maică, că nu pot să mă întorc acasă. Frunză îngălgânită, iarbă cosită. Iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-mă, țară iubită, că te-am părăsit eu. Iartă-mă, țară iubită. Când doar eu o să mă întorc odată, să calc pragul de la poartă. S-o văd pe bunica cum frământă și cum scoate din cuptor pâinica cea sfântă. Oare o să mă întorc cândva, să calc pragul unde mama mă legăna. Să-l văd pe tata cum mă așteaptă îmbătrânit, să-i cuprind și să le spun, bine v-am găsit. Frunză verde, iarbă deasă. Iartă-mă, tată, de n-am venit la timp acasă. Frunză îngălgânită, iarbă cosită. Iartă-mă, te rog, țara mea iubită. Iartă-ne, Moldovă, dragă, că te-am părăsit cu noi. Iartă-ne, Moldovă, dragă, că-și părăsită.